oameni. Bun găsit la un nou episod. Suntem tot aici în Munții Apuseni, în Munții Trascăului, la băile romane de la Cetea. Tocmai ați văzut cascada. Cândva era și o scară, acum nu era. Și nici nu se putea urca dacă ar fi fost, pentru că e apa foarte mare. Probabil a rămas tradiția că romanii făceau baie aici, de asta se numește așa locul. Îmi pare rău că nu e scara să putem urca. Să verificăm dacă-s romani acolo. A, e deja cald și insolația se simte. Acum am luat-o pe o scurtătură să ieșim în drum. Drum care trebuie să ne ducă în Cătunul Răicani, apoi Tecșești în jurul Pietrei Cetii și apoi sperăm noi să coborâm în asfaltul la Moldoiești, între Galde și la mașină undeva într-un sat unde am lăsat-o azi dimineață. Azi la prânz, de fapt, că am plecat cam târziu. Așa că mai împingem pe poteca asta, ieșim în drum. Stați alături de noi că avem locuri foarte faine. Am ajuns, doamnelor și domnilor, Piatra Cetii. Din păcate, nu e ciclabil până sus. Bine, poate a existat vreo variantă pe undeva pe acolo, nu știm, dar nu o încercăm. Însă e super faină, toată splendoarea. A meritat efortul până aici. Da, Elisa? Nu știu dacă a meritat chiar efortul, dar sunt de acord, rezultatul... A meritat efortul până aici. Acum mâncăm puțin, ne odihnim. Și căutăm o trecere spre Tecșești, pentru că suntem deasupra Cătunului Răicani. Aici e aventura. Avem aici niște domni foarte drăguți care ne-au lăsat să intrăm la ei în curte, la Narcise.
și dacă este, îi salutați și din partea noastră, de la Brașov, dacă vă vedeți cu ei. Nu le-am spus sunt... numele. Ei, sigur o să știe cine suntem. Se pare că de aici ne ducem rachetă către vale. Foarte, foarte spectaculos această ultimă bucată. Drumul continuă pe dealul Gioagiului, însă trebuie să lăsăm pentru altă dată, că deja e târziu și ne e cam foame. Deci, la vale, ieșim la Modolești. Modolești? Parcă așa ne-a zis tanti, în asfalt și apoi ne ducem către finalul turei de azi. Oricum, îi dăm nota 10. Finalul a făcut... Dacă Elisa îi dă nota 10, care astăzi zicea, nu mai vreau, am obosit, hai acasă, merită venit. Dar cu bicicleta, că la drumeții e un pic cam plictisită. Am ajuns la final, 40 de kilometri, Elisa a rezistat. Ne vedem mâine dacă mai face vreo tură sau mă bate să plecăm acasă în seara asta. Foarte faină tura, foarte faină Alba, foarte mișto ocolul ăsta. Dacă ar fi fost și drumul final neasfaltat, ar fi fost genial. Really? Îl vrei neasfaltat? Da, ca să fie off-road. Ca să fie drum, cine bine. Ca să fim cu MTB-ul. În rest, la un dat ați văzut, am trecut prin niște chei faine, se numesc cheile între galde. Dar n-am mai oprit să luăm mai multe cadre. Am văzut recent un video de la pe cărări sălbatice. Foarte fain făcut de acolo, cu un traseu nemarcat. Puteți să vă uitați ca să vedeți mai multe. Noi doar le-am admirat de pe șosea, din coborâre și astea. Ne vedem cu un nou episod cândva. Data viitoare, nu uitați de like. Și nu uitați să vă uitați. Ca să mai facem o dată. Nu uitați să spuneți și altora. Facem glumă. Pa! Pa!